Bună ziua! Bună ziua, stimați colegi! Deschid ședința extraordinară de azi, 27 august 2024, ora 17. Pe proiectul ordinii de zi avem trei proiecte. Vă rog o prezență. La ședința de Consiliu sunt 17 consilieri locali prezenți. Domnul Luca și domnul Iorguș sunt absenți nemotivați. Ședința este statutară, dau citire. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Pentru. 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 Unanimitate. Unanimitate. Mulțumesc. Primul proiect, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 264 din 7-11-2019, cu modificările și completările ulterioare aduse prin HCL numărul 296 din 09-12-2019, cu privire la obiectivul de investiție, construire bază sportivă tip 1, șoseaua Constanței, numărul 18A, municipiul Mangalia, județul Constanța. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, am avut și o întrebare în cadrul Comisiei Economice. Acest proiect este finanțat prin Compania Națională de Investiții, prin protocolul aprobat și asumat de Consiliul Local din 2019. Am avut și cheltuieli neeligibile. La momentul respectiv, hotărârea de Consiliu Local a precizat în mod expres, în paranteză, doar utilitățile. Compania Națională de Investiții ne-a comunicat că din cauza configurației terenului este nevoie de realizare și a unui zid de sprijin în zona taluzată. Întrebarea din Comisia Economică era cât reprezintă această investiție pe care trebuie să ne o asumăm noi. Este vorba de 72.000 de lei plus TVA. Un zid de sprijin subteran de o înălțime de medie de 2 metri înălțime, pe o lungime de aproximativ 25 de metri liniari, cu talpă de contrapantă și tot ce mai era nevoie. Este realizat din beton armat. În proiectul de astăzi, în afară de sintagma de completare și alte cheltuieli neeligibile, nu se modifică absolut nimic la protocolul cu Compania Națională de Investiții. Repet, este vorba doar de cheltuieli neeligibile pe care, conform adreselor pe care le primim de la CNI, le-am asumat din 2019 și acum pentru a putea să le decontăm în urma realizării acestor lucrări, trebuie să facem această completare în HCL-ul original. Dacă mai sunt întrebări? Întrebare. Vă rog. De ce nu precizăm un proiect de hotărâre sau un hotărâre ce o să adoptăm valoarea asta de 72.000? Pentru că nu este vorba doar despre asta, până la finalizarea proiectului, ce va fi realizat în afara proiectului tip al Companiei Naționale de Investiții, noi ne asumăm și alte cheltuieli. Aceste cheltuieli, repet, se angajează, se realizează de către CNI. Noi doar va trebui să le suportăm conform protocolului aprobat în 2019. Dacă vor mai apărea și altele, în momentul acesta, dacă în 2019 scriam utilități, rețele subterane și alte cheltuieli, nu mai intram în această ședință. Acum, modificarea este că vom cuprinde în sintagma originală și alte cheltuieli, nu rămânem la nivelul doar de utilități sau rețele subterane. Poate să intervin. Vă rog, domnule. Da. La momentul aprobării acestui proiect, atunci când a fost propus, mi s-a prezentat că e blondă, cu picioare lungi și subțirică. Și acum dumneavoastră veniți să ne spuneți, după ce ne-am apucat, ne-am căsătorit, ne spuneți că ne dați una scurtă, cu grasă și cu gume pe față. Înțelegeți? Adică se modifică proiectul care a fost aprobat. Dacă la început a fost aprobat și în mod expres, doar pentru utilități publice, și cei care au semnat protocolul, adică CNI-ul,
da? A luat la cunoștință că în cadrul proiectului noi, da, contribuim doar cu utilitățile publice, cum scrie în protocol. Acum, cine sunt cei care nu și-au respectat protocolul? Noi sau cei de la CNI? Consilier, vă contrazic, în protocol spune că ne asumăm cheltuielile neeligibile adiacente proiectului care vor apărea pe în hotărârea de Consiliu Local pe care noi am redactat-o și aprobat-o în 2012. Am menționat în paranteză doar utilitățile. Noi, conform protocolului cu CNI, trebuie să ne asumăm orice intervine în teren în afara proiectului tip pe care ei ni-l finanțează. Păi și cum ați semnat dumneavoastră protocolul fără... Tehnic, la momentul elaborării, noi am avut un studiu de fezabilitate pe care l-am aprobat, iar proiectul tehnic a menționat și acest zid de sprijin. Dacă în hotărârea inițială treceam și alte cheltuieli, tot ce apărea în afara proiectului tip erau asumate de la bun început prin hotărârea de Consiliu. Protocolul, în schimb, spune clar că tot ce poate apărea divers și neprevăzut în execuția lucrării, trebuie să ne le asumăm noi. Adică la valoarea originală a proiectului complet pe care CNI-ul realizează la noi, cu vestiare, cu tot ce înseamnă această bază sportivă tip 1, care este în execuție și este aproape de finalizare, mai aveam noi să ne asumăm lucrări care să adapteze proiectul lor tehnic la terenul pe care îl avem. Momentan, și cred că este singura chestie care nu a fost în proiectul lor tip, este acest zid. Deci dumneavoastră a semnat un protocol fără hotărârea de Consiliu Local. Nu e adevărat. Păi și atunci de ce vreți hotărârea de Consiliu Local? Ca să fie conform protocolului. Că ați spus că ați semnat un protocol în care noi am spus că... Modelul de protocol pe care îl avem aprobat spune foarte clar că ne asumăm cheltuielile neeligibile din afara proiectului tehnic. Dacă nu există hotărâre de Consiliu Local. Astăzi, în urma proiectului tehnic, pentru că a apărut acest zid de sprijin, nu venim decât să completăm hotărârea de Consiliu Local ca o eroare materială, că nu am menționat acolo decât exemple de utilități. Nu și alte lucrări. Puteau să fie orice alt tip de lucrare, nu neapărat acest tip, fie orice altceva. Bine. Am înțeles. A semnat un protocol fără hotărâre de Consiliu Local. Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Pentru. 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 Abțineri? Abținere. Împotrivă? Avem 7 voturi abținere și 10 voturi pentru. Deci 10 voturi pentru, 7 abțineri. Mulțumesc. Proiectul cu numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea surselor de finanțare aferente proiectului sistematizare pe verticală a zonei Grădina de Vară, municipiul Mangalia, județul Constanța. Aici, dacă vreți să interveniți. Aici este vorba de etapizarea proiectului în execuție, a grădinii de vară, care are și componenta de drumuri, Bulevardul 1 Decembrie, Ștefan cel Mare și Strada Rozelor. Având în vedere că nu a fost finalizat până la 31 decembrie, când era exercițiul financiar trecut, acum, în urma adresei ADR-ului, avem de aprobat noua sursă de finanțare pentru restul de executat. Altă discuție nu există. Atunci supun la vot proiectul numărul 2. Numai puțin, vă rog, că dacă tot am ajuns la subiectul ăsta, să-l întreb pe domnul viceprimar, dacă proiectul cu reabilitarea grădinii de vară a fost finalizat la termen. Dacă este finalizat. Nu este finalizat, este etapizat, exact asta am spus. Deci nu e finalizat, am pierdut termenul de finalizare. N-am pierdut niciun termen de finalizare. Programul la nivel național, foarte multe proiecte n-au ajuns la maturitate în momentul 31 decembrie 2023.
Fapt pentru care, pe nou exercițiu financiar, s-a dat posibilitatea și știam de anul trecut că asta va fi procedura, să fie etapizate proiecte nefinalizate sau nefuncționale, care vor fi finanțate din noul exercițiu european financiar. Eu vă cred că știu că la fiecare exercițiu financiar se întâmplă asta. La fiecare, dacă nu s-a... Se mai poate prelungi sau se poate refinanța un alt apel, o altă sursă. Efectiv, că în procedură, eu am văzut acolo de executat. Am văzut acolo că în cadrul acestui proiect ați achiziționat reparație, de fapt demolarea și construirea unei case de bilete, zugrăvirea. Demolarea și... N-am înțeles, s-au suprapus voții, deși n-am. Da, mai puțin. Deci demolarea și construirea unei case de bilete, amenajarea camerei de proiecție și a băilor au costat, ați angajat pe firma lui Cristi Vegan cu 9 milioane de lei plus TV, adică 2 milioane de euro pentru 3 camere. Nu. Mi se pare foarte mult, să știți. Nu, proiectul tehnic presupune reabilitarea întregii grădini de vară. Celălalt este altă etapă. Deci 141 de metri pătrați de gard sunt altă etapă. Poate nu reușiți să înțelegeți și ce citiți în document. Domnul viceprimar, până acum ce am citit eu a fost ca mine. A costat reabilitarea întregii grădinii de vară cu înființarea acelei zone de grădină botanică. Acea sumă de 2 milioane din totalul proiectului a reprezentat integral reabilitarea și modernizarea grădinii de vară. Și un metri de gard? Doar WC-urile și ceea ce spuneți noastră. Ok. Sunt rămase probabil în restul de executat și de contat din întreaga sumă de 2 milioane, doar astea probabil au rămas de executat. Nici de cum că astea costă 2 milioane. Dacă tot proiectul a costat 14 milioane de lei cu drumuri, cu tot, care înseamnă aproape 3 milioane și ceva de euro, cum vă chipuiți că doar WC-urile costă 2 milioane? Haideți că pare că e o discuție. Păi da, păi n-ați făcut drumurile cum trebuie. Da. Ne-ați dat explicații, le mulțumesc frumos. Mulțumesc, domnul Menabit. Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot proiectul cu numărul 2. S-a alăturat și domnul Luca. Suntem 18 consilieri locali prezenți. Vă rog, domnul Suferin. Supun la vot proiectul cu numărul 2. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Abțineri? Abținere. Împotrivă? Abținere, domnul Menabit, domnul Marinescu, doamna Canea? Abținere, că ne abținem la finanțările proiectelor pe fonduri europene. Așa înțelegeți dumneavoastră? Așa nu pot ce scrieți acolo fonduri europene. N-ați citit proiectul? Ați votat abținere la finanțarea. Ați citit proiectul? Votat din partea fondurilor. Nu la fondurile europene ne abținem. Nu s-a făcut, domnul Menabit. V-ați abținut să votați finanțarea. 3 abțineri, 15 pentru. Da. 3 abțineri. Asta ați făcut pentru orașul de azi. Mulțumesc. Sunt 3 abțineri și 15 pentru. V-ați împiedicat tare. Repetați, vă rog, că nu v-am înțeles. Am piedicat tare, domnul viceprimar, că m-am abținut eu la hoția lui. Nu m-am împiedicat, stați liniștit, că și cu dumneavoastră. La hoția continuat. Mulțumesc, dau citire proiectul cu numărul 3, proiect de hotărâre privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local al municipiului Mangalia în cadrul adunării generale a acționarilor ASC, administrarea Parcului Industrial Mangalia SRL. În urma solicitării APIM-ului au convocare de ședință AGA pentru mandatarea prelungirea mandatului domnului Popa în calitate de
în calitatea sa la Haga și în cadrul ABIM-ului și modificările aduse statutului ABIM. Colegi, vreau să vă anunț că mă abțin și nu am participat. Da. Am întrebare. Da, și eu ies din ședință, că e ultimul punct. Ies din ședință pentru că va fi un conflict de interese mai târziu dacă realizezi ceva în parcul industrial. Am consemnat. Întrebare. La revedere. Puneți domnul Foleanu, vă rog. Din documentație rezultă că mandatul domnului Popa a expirat în luna a patra. De ce ne-am trezit de-abia acum să îl prelungim? Este prelungit mandatul domnului Popa, doar că nu luna a patra este prelungit pentru o perioadă de 5 luni de zile. Abia acum se întrunește aga APIM-ului. Așa, dorește în continuare. Și în momentul ăsta se validează prelungirea mandatului domnului Popa și probabil în luna septembrie la început va trebui să intrăm din nou în ședință de Consiliu ca să mai prelungim o dată până la finalizarea concursului de dosare. Nu înțeleg cine l-a prelungit, tot noi Consiliul Local? Consiliul Local printr-o hotărâre de Consiliu Local. Este hotărârea de Consiliu Local invocată și în cuprinsul... Și am văzut că se mai face o modificare la statutul societății. În sensul că se modifică niște... Este hotărârea de Consiliu Local 98 de anul acesta, cu numirea. Da, mai sunt întrebări? Dacă nu supun la vot proiectul numărul 3, cine este pentru? Pentru. 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 Abțineri? Abținere. Abținere avem, deci acum mai sunt 16 consilieri. Abținere avem din partea domnului Foleanu, doamna Călin, domnul Neculai Tănase, doamna Canea și domnul Dumitrașcu, 5 abțineri. Abținere și eu. A, și domnul Marinescu, 6 abțineri. Și 10 voturi pentru, domnul Luca nu a participat la dezbatere. Deci 10 voturi pentru și 6 abțineri. Declar închisă ședința. Vă mulțumesc, stimați colegi, și o zi frumoasă. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere.